Școala online nu este eficientă pentru cei mai mulți dintre copii, mai ales pentru cei cu nevoi speciale. Starea lor se agravează dacă nu interacționează cu profesorii. Ministrul Sănătății nu cunoaște însă aceste aspecte și susține că elevii din școlile speciale nu ar trebui să participe fizic la ore, indiferent de scenariu. Școala online reprezintă un pericol pentru copiii cu dizabilități. Asta pentru că evoluția lor depinde de interacțiunea profesor-elev în mediul fizic, iar terapia online face ca aceștia să piardă tot ce au învățat până în prezent. Ministrul Sănătății nu este de aceeași părere și spune că nu este de acord ca elevii din școlile speciale să poată veni fizic la ore, indiferent de situația epidemiologică din fiecare localitate. Se vede faptul că dânsul nu cunoaște sistemul de învățământ. Copiii din școlile speciale, acolo clasele sunt mai mici numeric, gândiți-vă că ei au nevoi speciale, sunt copii care au nevoie de o altfel de atenție, adică și un activitate cu profesorul. În sistemul online aproape că este imposibil de lucrat cu copiii respectivi. Deci dânsul nu cunoaște sistemul de învățământ și asta se vede prin atitudinea dumnealui față de aceste solicitări care sunt făcute de specialiști și nu numai de, știu eu, de sindicat. Deci profesorii, directorii au solicitat treaba asta, inspectorii au solicitat treaba asta, ministrul educației. Deci nu numai unul sau altul, așa ca să ne aflăm în treabă. Copiii cu nevoi speciale sunt afectați de predarea online. Aceștia sunt dependenți de prezența și ajutorul părinților pentru a face terapie online, însă nu toate familiile se pot implica.